Horia Moculescu a fost vreodată agresiv cu tine? Oh, da. Te-a bătut? Da. Bineînțeles, dar narcisiștii, pentru că acum eu urmăresc pe TikTok atât din America, Statele Unite, cât și din alte țări, plus România, psihologi care, și psihiatri care vorbesc despre sindromul acesta al narcisismului. Și de obicei, de unde provine? Provine dintr-o traumă a copilăriei. Rupea o centură de piele a tatălui lui, ofițer în armată, pe el. Din bătăile respective, eu cred că el a rămas cu niște traume care i-au transformat radical personalitatea și ființa interioară. Tatăl îl bătea? Mama cu centura tatălui, ofițer în armată.